Numirea consilierului județean Constantin Buduru la conducerea muzeului județean stârnește în continuare reacții puternice. Respins la examenul pentru ocuparea postului, publicistul Nicolae Țone îl acuză pe președintele Consiliului Județean Vasile Mustățea de abuz în serviciu, trafic de posturi publice și trafic de voturi în Consiliul Județean. Este falsificată, putem vorbi de fals în acte publice. Deci pe baza acestei semnături, mie mi s-a respins dosarul. Poetul, publicistul și fondatorul editurii Vinea, l-am numit pe giurgiuveanul Nicolae Țone, a organizat astăzi o conferință de presă, subiectul fiind legat de respingerea dosarului său pentru concursul de ocupare a postului de director al Muzeului Județean Teohari Antonescu. Țone și-a anunțat participarea la concursul pentru postul de director, dar în câteva ore dosarul său a fost respins, pe motiv că documentele solicitate nu sunt conforme cu cerințele. Asta în condițiile în care un membru al secretariatului comisiei de concurs lipsea în aceea zi din localitate și semnătura sa a fost falsificată pe adresa ce anunța neconformitatea participării la concurs. Am făcut această conferință de presă pentru a-l acuza deschis public pe domnul Vasile Mustățea, președintele Consiliului Județean Giurgiu, de abuz în serviciu, de trafic de posturi publice și de trafic de voturi în Consiliul Județean. Nicolae Țone l-a mai acuzat și pe Constantin Buduru că ocupă ilegal actualul post de director al muzeului. Îi atrag atenția că domnia sa are studii de metalurgie și că Muzeul Județean, cel puțin în clipa de față, nu este combinat siderurgic. Dacă domnia sa este specialist în metalurgie, știu eu să se ocupe cu ceea ce a învățat în școală, în facultate. Și nu să se lase cumpărat, pur și simplu, de Vasile Mustățea, acesta fiind în clipa de față avid de voturi în Consiliu. Să motivez de ce fac aceste acuzații și să vă arăt că pe toate le pot susține cu documente, cu acte. S-a organizat acum o lună un concurs public pentru ocuparea postului de manager al Muzeului Județean. Vă anunț că am fost singurul care a depus în termen legal dosarul de înscriere la concurs. Deci, practic, n-am avut contracandidat. Dosarul mi-a fost respins, dar nu a fost respins cum s-ar cuveni, respectându-se, știu eu, niște norme cât de cât legale. L-am depus în ultima zi, în ultimul minut, practic, la ora 16. A doua zi nici n-a venit ora 11, că deja am primit acasă prin mail o hârtiuță prin care mi se spunea că dosarul a fost respins. Acum, ce s-a întâmplat, de ce s-a procedat așa de rapid, e lesne de înțeles. Deci, domnul Mustățea, pentru a avea votul de apururi al domnului Constantin Buduru, trebuie musai să-și respecte promisiunea, în ghilimele față de acesta, să-l lase la muzeu. Numai că, din prima clipă, s-a încălcat legea. Astfel, iată ce spune legat de comisia de concurs. Deci comisia are următoarele atribuții principale: limită din concurs proiectele de management care conțin informații privind identitatea autorului, analizează proiectele și așa mai departe. Secretariatul comisiei este format din câte un reprezentant de la compartimentul specialitate, compartimentul juridic, compartimentul economic și la compartimentul resurse umane. Deci sunt patru reprezentanți care analizează dosarele depuse. Dacă unul dintre ei nu este, deci nu poate fi suplinit de celălalt. Sau nu se votează dacă sunt trei și unul nu este. Deci fiecare reprezentant trebuie să-și dea avizul. Bun, ce s-a întâmplat de fapt? V-am lăsat câte o foiță în față. Stați puțin să o găsesc și eu. Dacă nu contează. Unul dintre reprezentanții de aici, cel mai important, cel de la compartimentul juridic, nu a fost prezent la ședința respectivă, având cerere către șeful de la juridic, de la județ, să plece la București în acea zi. Cerere înregistrată, am înțeles, chiar cu număr de
ordine. Nicolae Țone a mai arătat și aprobat cu documente că cerințele participării la concurs au fost ilegale pentru a-i se respinge participarea. Apoi au fost modificate pentru a-i se facilita lui Buduru, numit acum interimar, participarea la un nou concurs. Țone a mai solicitat prefecturii, parchetului și poliției să ancheteze falsul. Dacă nu a fost acolo, cum de apare semnătura ei pe acest document? 1 la mână, 2 la mână, semnătura acestei doamne, că e vorba de o doamnă, imediat îi vom da și numele, este falsificată. Deci este falsificată. Putem vorbi de fals în acte publice. Deci pe baza acestei semnături, mie mi s-a respins dosarul care, altfel, mă rog, era programat să nu știu numesc de cursul, dar iată că deja s-a ajuns chiar și la ceva ce nu este permis. Bun, am făcut o plângere către Consiliul Județean, am făcut un alt memoriu către prefectură, spunând aceste lucruri. Prefectura a făcut către parchet o solicitare, o adresă. Este aici solicitarea de la făcută de către prefect. Este numărul 2907 din 2302-2015 și ce s-a întâmplat mai departe? Parchetul a înregistrat la numărul 891 pe 2015 această plângere, unde era vorba, deci, de fals în acte publice. Un reprezentant al Consiliului Județean, unui reprezentant al Consiliului Județean, îi apare semnătura pe falsificată pe un act care, vedeți că este semnat, este parafat, are conform cu originalul pe el. Bun, a ajuns la parchet. Parchetul, am înțeles că a trimis la poliția municipiului Giurgiu această adresă. Acum eu vă întreb, deja Consiliul Județean a scos din nou postul la concurs, iar solicitarea mea făcută în termen legal, nici în clipa de față nu este cercetată. Oare la Giurgiu instituțiile abilitate în acest sens nu pot, nu vor să-și facă datoria? Sau vor să cerceteze această plângere a mea peste 30 de ani? Îl rog pe șeful poliției municipiului Giurgiu să vadă ce este cu această adresă 891 din 2015 ce se află în custodia dumnealui. Dacă nu poliției, care este abilitată să cerceteze aceste lucruri, cui să ne adresăm? Bun. Mai departe, mi s-a respins dosarul și pe un alt motiv, că nu am studii de management. Iată ordonanța de urgență numărul 189 din 25.11.2008, recorectată cu toate lucrurile ulterioare, inclusiv cu legea 185 din 2014. Articolul 3. Managementul instituțiilor publice de cultură poate fi încredințat unei persoane fizice care îndeplinește cumulativ următoarele condiții. Are cetățenia română sau unia dintre statele membre ale Uniunii Europene. B. Are capacitate de plină de exercițiu. C. Întrunește condițiile de studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul de activitate al instituției. D. Întrunește condițiile de pregătire sau experiență în management. E. Întrunește alte condiții solicitate de autoritate. Bun. Acum, ce se întâmplă aici? Eu vă citesc cum mi s-a respins mie și veți vedea apoi cum se. Deci, în urma verificării, încă o dată a documentelor, am constatat că dosarul meu nu conține documente care să ateste că ați absolvit studii de masterat sau studii post-universitare de management, condiție care trebuia să o întruniți conform articolului litera F din regulamentul concursului. Nicăieri, în legea în sine, nu se impune să ai studii de masterat sau studii post-universitare de management. Deci nicăieri. Acest punct din lege
întrunește alte condiții solicitate de autoritate, probabil că trebuie să se refere la altceva. După conferința de presă am încercat să solicităm punctul de vedere al directorului interimar al muzeului Constantin Buduru, dar acesta nu a fost de găsit. De asemenea, am solicitat și părerea președintelui Consiliului Județean Vasile Mustățea. Acesta n-a răspuns telefonic, că refuză să exprime un punct de vedere legat de aceste acuzații sau de organizarea concursurilor.